binecuvântarea Domnului să ne însoțească în toate privințele în această seară. Să ascultăm un cuvânt din Luca, capitolul 16, versetul 16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare, ca să intre în ea, adică în ce? În Evanghelie, nu? Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, în Evanghelie sau în Împărăție, sugerează fratele, mulțumim, dă năvală. De ce, ca să intri în Împărăție, trebuie să dai năvală? Toate măsurile au fost luate de bunul Dumnezeu să avem din belșug o îmbelșugată, o largă intrare în Împărăția Sfântă. De fapt, nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, deși El spune, căutați-mă astăzi, câte vreme se zice astăzi, căutați prezența Lui, căutați fața Lui. Și m-am spune din partea ta, caută fața mea. De fapt, în realitate, nu noi îl căutăm, ci El ne caută. Apocalips, capitolul 3, iată, eu stau la ușă, la ușa cui? La ușa Lui, unde îl căutăm noi, sau la ușa noastră, unde ne-a căutat El? La ușa inimii noastre. Și bate. Și dacă deschide cineva ușa, auzind bătaia aceasta. Și își ia curajul să-L invite înăuntru. Mântuitorul promite, voi intra la El și voi cina cu El. Și El cu mine. Părtășia aceasta cu Domnul Hristos, pe care și-o dorește ca cel mai înalt ideal al său, ca cea mai înaltă, cea mai puternică dorință a inimii sale, a fost bucuria lui Dumnezeu din toată veșnicia. Zice că gândul lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu din veacuri veșnice, a fost ca fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos până la fiecare ființă omenească, să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Sunt bucuros că în seara aceasta ați ales să veniți la întâlnirea cu El. Știți, aici e altfel decât la școală. Cum se întâmplă la școală dacă lipsești? De nu știu de ori. Nu? Ce se întâmplă cu absențele acumulate? Nu? Deci, în primul rând, se pune absențe și, în al doilea rând, dacă se adună prea multe, încep penalitățile. Se taie, nu știu ce, subvenții, să scade nota la purtare, în final să ajunge la exmatriculă. Nu așa? E la Dumnezeu nu ține treaba. Cine are de venit, vine pentru că e liber să vină la întâlnire cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar fi pretutindeni, dar El ne cheamă la o întâlnire. Nu pune absențe. Cu atât mai puțin biserica pune absențe. Întrebarea mea este de suflet. Ce te faci când te așteaptă cineva iubit și nu te duci la întâlnire? Băieți, ce ziceți? Te așteaptă și nu te duci. Lasă că mă duc pe mine. Mai va fi un poemin? Depinde de cât de mare e dragostea aia. Nu așa? Dumnezeu să ne ajute să evaluăm corect. Așa zis, a datorie de a merge la închinare. Auzi, până unde am ajuns? Nici de cum. Nu e nicio datorie. Este cea mai mare șansă, cea mai mare bucurie a unui copil al lui Dumnezeu să se întâlnească în mod special cu Creatorul Său la ocazie cu intenție rânduite pentru așa ceva. Ce înseamnă, de fapt, astăzi pentru noi? Ca să intre în Împărăție, de când se propovăduiește Evanghelia aceasta Împărăției, fiecare, zice, ca să intre în Împărăția aceasta, ce face? Ne asigurăm că aveam un loc, nu? Rezervat. Zice, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. De ce trebuie să mai dai nevală dacă ai deja un loc asigurat? Îmbulzeala aceasta balcanică, nu? Nu, parcă nu așa de bine, nu? Te duci în alte state civilizate, așteaptă oamenii la rând la autobuz și fac așa un rând de câte doi. Lung.
Și vine autobusul, se suie câte doi, câte doi, câte doi în autobus, când s-a terminat locul în autobus, închid ușile și ceilalți stau liniștiți și așteaptă următorul autobus. Nu se năvălesc acolo, nu năpădesc autobuzul ăla, să rămână așa ciorchine în afara lui, știți câte 15 oameni, cum se circula mai pe una vreme în urmă, știți dumneavoastră, dar e năvală să prinzi un loc, pe scară măcar. Dacă n-ar fi versetul acesta, aș fi înclinat să cred că, în primul rând, creștinul, care e cel mai civilizat dintre pământeni, nu dă năvală. El e politicos, el e nobil, el e amabil. Cum vine treaba asta cu dă năvală? Ce a vrut Domnul Iisus să spună? Pentru că niciun cuvânt nu-i scris la voia întâmplării. Ce înseamnă dai năvală? Un alt verset, în aceeași carte, tot Luca, prin diferență cu Matei. Interesant. Puțin diferit felul în care Matei a notat același gând în cartea sa. Luca 13, versetul 24, spunea la întrebarea câtorva care i-au zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns. Ce le-a răspuns? Mulți sau puțin? Ce ales? A schimbat vorba. Le-a zis, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre pe ea și nu vor putea. Nu le-a spus cât sunt pe calea mântuirii, pentru că i-a fi descurajat. Nu le-a spus. Cât sunt pe calea mântuirii? A fi pe cale înseamnă a fi în Hristos. Foarte puțini oameni au ajuns. Dar mulți oameni vor încerca să intre acolo, însă nu se vor fi nevoit la timp, nu se vor străduit corect și după rânduială. N-au dat năvală la vremea cuvenită, la anunțarea Evangheliei. N-au dat busna față de lucrurile vieții să fugă înspre Dumnezeu, nu să meargă înspre El, cumva. E o diferență foarte mare în a avea lumină cu tine și a avea atât de mare lumină încât să ai de rezervă. Știți, pilda Domnului Hristos cu cele 10 fecioare care toate au adormit și toate aveau lumină cu ele, aveau candelele aprinse. Diferența pentru care unele erau numite neînțelepte, n-au fost că n-au avut lumină, că erau în întuneric, nu. Ci care a fost diferența? Că n-au dat năvală la acea ofertă a luminii Sfintei. Am mulțumit că am primit. Da, Doamne, am primit. Hai să fim așa, echilibrați, dragă. Să fim rezonabili. Tipul ăsta de creștinism nu ține. Nu e dragoste adevărată. E parteneriat. Nimeni nu se căsătorește într-o asemenea condiție. Iar Domnul Iisus nu și-a partenerice, își-a logodnica, sfântă și prea iubită, fericită, porumbița lui, zice. Care spune despre el, ești cel mai frumos din 10.000. Dacă nu e așa pentru tine, e cumva. Mă duc și eu de două, trei ocazii să mă văd cu el. Mai facă o rugăciune când mi-aduc aminte. Mă iubește. Știe el cum face cu mine. Nu am timp să bat capul prea tare, că am multe ocupații, dar de natură. Tipul ăsta de veștiți nu ține. De unde știi? Câți evrei credeți că erau în Valea Dura? Când s-a auzit strigarea, acum fiți gata, nu mai ține să te pregătești de atunci încolo. Ai dat năvală sau n-ai dat până atunci? Atunci trebuie să fii gata. Acum fiți gata când veți auzi sunetul chimvalului al urtei și cu tare. Să vă aruncați cu fața la pământ în fața la idolul ăsta de aur pe care l-am făcut eu. Și cine nu se va arunca, știți, în aceeași propoziție, nu mai avea timp să gândești mult. Atunci se revela ceea ce ai ajuns deja în relația ta cu Mântuitorul. Câți evrei au fi fost? V-ați gândit? Așa, de ordinul, nu putem ști numărul exact, da? Ca cifră așa posibilă. Câte zerouri credeți că avea cifra aia? Au fi fost 10? Au fost cu 2 zerouri, 100? Cu 3? Cu 5 zerouri? Câți evrei au fi fost? Că se pare că atunci când au câștigat caldeii Iudeia și Israelul,
N-au luat numai câțiva, au luat mulți. Au luat pe toți, au rămas, zice, aproape nimic a rămas în țară. Nu? Cei fără căpătâi și mai de cap nu au rămas acolo în Ierusalim, pe dărâmăturile acele, ce se face. Rest, toți au fost duși în Babilon. Și din acei toți din Babilon, câți au stat în picioare? Câți au stat în picioare? Când toată lumea, toată lumea, de frică sau de ignoranță, s-a plecat înaintea acelui chip de aur, pentru că era frică de moarte. Câți au stat în picioare? Trei. Nu. Daniel nu era prezent. Daniel era prim-ministru. Nu ne contrazicem în ce iertare dacă a părut că asta face, nu? Un punct de vedere este că Daniel nu era prezent la acel moment pentru că avea trei bile împărăției. Deci era regentul țării. Asta, împăratul avea timp de show-uri, de povești, să-și arate măreția, nu? Și încerca să facă exerciții de ascultare cu mai mare ținuturi, nu? Daniel era la palat. În Valea Dura nu erau decât ceilalți trei prietenii lui. Și despre ei trei se spune că au venit imediat veștile la împărat. Doamne, împărate, iată, trei din prinși de război al lui Iuda au disprețuit împăratul. Da. Trei dăduseră năvală. Aveau o religie excelentă. Nu așa cârpăcită. O religie cumva să țină și au vrut. O religie superbă, excelentă, strălucită. Se vedea pe chipul lor. Deci erau mai roșii și mai frumoși ca toți colegii lor. Erau vegetarieni convinși. Prin alegere directă zice că n-au voit să se spurce cu mâncările gătite la masa împăratului. Ce au făcut mai bine? Să-și riște capul și să rămână credincioși mișilor care le-au luat în copilărie. Le aveau deja. Au dat năvală. Ce frumos. Și când a venit proba, nu i-a făcut decât să strălucească și mai frumos, și mai curat. Și au fost aruncați în foc la propriu. Știți, cu noi e vorba așa la figurat, că ne aruncă Dumnezeu în focul încercărilor. Dar nu arde nimeni. Nu, e așa, un fel de a spune. Mai treci într-un ceva grav, mai te atinge la inimă. Nu, i-au fost aruncați în foc de adevărat, într-un cuptor de 7 ori mai încins. Și au ieșit de acolo, nici măcar s-a prins mirosul de fum de ei. În așa fel cât s-a îngrosit împăratul, s-a speriat împăratul, despotul lumii, a intrat în panică și a dat un decret cumva să-l îmbuneze pe Dumnezeu și spunea el, de azi încolo, cine mai vorbește de rău pe Dumnezeu, Șadrac, Meșac și Abednego, se vin făcut bucăți. Așa, ca să contrabalanceze nebunia pe care o lăsese să provoace pe acel Dumnezeu de văzut. Dragii mei, ce credință, ce religie ai? Acum e vară, toate lucrurile zverzi, dar vine viful încercării, al probei. Ce fel de credință avem, prieteni? V-ați gândit? Ne-am gândit? Am dat astăzi năvală sau de-abia ne-am târșit picioarele înspre Dumnezeu? Cum te simți? Nu spuneți mie, că n-am eu dreptul să mă bag în conștiința noastră, dar haideți să ne punem problema. E la modă o bombăneală în lumea creștină grozavă. Și cu atât mai mult în propriul nostru popor pe care îl credem al lui Dumnezeu. Doamne, nimic nu mai ne convine. Mai puțin propria nebunie. Și vorbesc despre a mea, nu despre a dumneavoastră. Dacă plânge cineva, spunea plângerile lui Ieremia, o carte care chiar așa se numea plângerile. Și dacă plânge cineva, capitolul 3, să-și plângă păcatul lui. Și pentru că plânge, pentru că știi că n-ai unde să scapi, o mână bună s-a pleacă pe creștele tău și te mângâie și o privire bună te întâlnește și spune ce vrei să fac pentru tine. Ridică-te. Uite, mergi cu mine. Te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic. Totul s-a pus la îndemâna noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de direct în privința aceasta. Cum am putea să ne îndoim vreodată, să fim în nesiguranță, să ne simțim orfani. Iisus a luat asupra sa natura omenească tocmai pentru a veni în ajutorul celor ce au călcat legea sa. El s-a făcut asemenea nouă ca să putem avea pace și siguranță veșnică. Avem în cer un apărător și oricine îl primește ca mântuitor personal nu este lăsat orfan ca să poarte povara propriilor sale păcate. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și așa mai departe.
Cel din tâi pas pe care îl face pentru a ne apropia de Dumnezeu este acela de a cunoaște și crede iubirea pe care o are față de noi. Deoarece suntem îndemnați să venim la El constrânși de iubirea Sa. Dumnezeul nemărginit, zice Iisus, îți dă privilegiul să te apropii de El, numindu-L Tată. Trebuie să înțelegem tot ce cuprinde aceasta. Niciun părinte pământesc n-a lucrat la atât de stăruitor pentru un copil rătăcit, cum lucrează păcătorul tău pentru călcătorul de lege. Niciun interes omenesc plin de dragoste n-a urmărit vreodată pe cel nebogăit, cu așa duioase chemări și așa mai departe. El face tot. Și atunci de ce trebuie să dăm năvală? Pentru că există un pericol groaznic al intrării în comă spirituală, al nesimțirii firii pământești, al imposibilității ei de a mai fi mișcată de ceva bun și frumos. Nu Dumnezeu e de vină când copiii nu mai reacționează la dragostea Lui. Ce aș mai fi putut face viei mele? Spunea cu lacrimi Domnul Iisus. Și l-am făcut. Problema e că via nu începe nimic. Nu? Când Duhul Domnului te atinge, când simți că ciocăne ușa inimii, atunci ai ocazia să sări și să deschizi, nu să te ridici alene. Că până la ușă s-ar putea să te răzgândești. Dumnezeu să ne ajute să o luăm în serios. Cât costă pentru noi relația cu Domnul Hristos? Marea luptă 472. Dorința după o religie ușoară, care nu cere luptă, nici lepădare de sine, nici despărțire de nebuniile lumii, au făcut din doctrina mântuirii numai și numai prin credință o învățătură populară. Dar ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Ce înseamnă numai prin credință? Pentru că, în realitate, omul e salvat exclusiv în credință. Dar cum e înțeleasă, cum e tradusă, ghilimele, această propoziție? Prin credință, după care să te pitești că nu mai e nimic de făcut. Că Dumnezeu drăguț o face acuma cu noi. Și atunci pot eu să urmez propriile gânduri și propriile pofte, pot să umblă după căile alese de inima mea, pot să fac ce-mi tună prin inimă și prin cap și să aștept că Dumnezeu aprobă. Nu. Aceea nu e credință, e încumetare. Pare a fi credință. Vorbim despre credință despărțită de roadele ei. Credința adevărată ne leagă de Dumnezeu adevărat, care Dumnezeu rodește în viața creștinului. Se vede. Împăratul a zis, da, văd patru și chipul cel viat al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Dacă credința ta nu-L aduce pe Dumnezeu în viața ta, nu e credință. Acel mântuit doar prin credință e de fapt o înșelătorie care mă ascunde pe mine după deget. Să zic că nu mai trebuie nimic, nici o roadă ascultă, adică totul e fain, în credință. Nu. E citat aici Iacov. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate credința aceasta să-l mântuiască? Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Avram, părintele nostru, n-a fost nesocotit nebrigănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac ca jertfă. Vezi, dar credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Vom reveni asupra acestor învățături în altă ocazie, nu în seara aceasta o să insistăm asupra acestor aspecte. Ideea era că o religie ușoară, care nu cere nici jertfă, nici despărțire de păcatul favorit, devine populară și plăcută. Ce-i cu tine? Oh, sunt creștin pentru că e la modă, nu? Ateii au fost depășiți de vreme. Sunt prea multe evidențe științifice cu privire la creaționism ca să mai rămâi ateu. Și atunci mă fac și eu creștin. De care? Vedem că ai mai la potrivire cu inima mea. Dimpotrivă. Divina Vindecare 453. Viața de creștin este o luptă și un marș neîncetat. O ce? În acest război nu există niciun armistițiu. S-aude din când în când că s-a obținut un acord de încetare a focului, 24 de ore sau nu știu câte ore, nu 72 de ore. Acord de încetare a focului, armistițiu, nu știu cum. Nu. În lupta în care suntem angajați, în viața de creștini, nu e niciun armistițiu.
Efortul trebuie să fie susținut, perseverent, prin străduințe continue, rămânem biruitori asupra ispitelui Satan. Integritatea creștină trebuie să fie căutată cu o energie nesecată și menținută prin urmărirea neabătută a scopului propus. Energie nesecată. O luptă neabătută. Nimeni nu se va lăsa la cer fără un efort stăruitor, perseverent, personal. Așa cum nimeni nu ajunge într-o poziție de strălucire, de succes, de eminență, nu? În ce face. Așa, din întâmplare. Sunt mulți elevi, dar sunt puțini eminenți. Sunt mulți muncitori, dar sunt puțini care strălucesc în domeniul lor activit. Și toți care au ajuns să strălucească au făcut-o prin efort susținut. Nu poate fi altfel dacă vrem excelența caracterului și vieții veșnice ale Domnului Hristos. Dacă ni s-a vândut o altfel de religie, putem să o aruncăm la coș că nu e cea Domnului Hristos, e o păcăleală. Dacă am fost înșelați să ne mulțumim cu o religie ieftină, de conveniență, nu va ține probei teribile a focului încercării. Nu știu cât mai avem timp să vorbim între noi pe temele acestea. Nu știu ce se va întâmpla cu dumneavoastră sau cu mine în următoarele săptămâni sau luni de zile. Nu știu multe. Frații mei, ne-am obișnuit în drojdiile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Duhul Domnului nu ne dă pace și din când în când vrea să ne tulbure apele liniștite ale firii, să ne facă să ne întoarcem din năvală, zice, cu toată inima, cu post, cu plânset, cu bocet. Ca și cum vrea Dumnezeu să ne vadă bocind. Nu asta e ideea. Ci interesul, vibrarea aceea sfântă care îți pasă de Dumnezeu și de oferta Lui și ți-e frică de tine să nu cazi din harul ce poți da. Acel lucru ne trebuie cu disperare. Și nu sunt abia așteaptă să ne dea dacă chiar ne-l dorim. Citesc o carte care a sugera-o cu seriozitate și cu deschidere tuturor celor prezenți. Se numește Omul Ceresc. Despre un frate chinez care la un moment dat, după o experiență grozavă care s-a întâmplat în familia lor, a început să caute pe Dumnezeu. Mama lui auzise despre Dumnezeu în tinerețe, venise revoluția culturală chineză, etc. Se ștersese orice urmă de religie în China. Mama ei lui pierduse calea cu Dumnezeu, aproape se stinsese orice speranță, nu? Și s-a întâmplat că la un anumit moment tatăl familiei devenise atât de bolnav, încât cu disperare s-a apucat să se roage la Dumnezeu, amintindu-și cândva în tinerețe ne rugam la Dumnezeu, să ne rugăm. Și s-au rugat cu disperare că Dumnezeu să facă bine și l-a făcut bine. Și atunci oamenii și-au dat seama, toți, mama și câțiva, nu, cinci copii ți erau, că Dumnezeu îi poate salva. Nu mai știa ce scria prin Scriptură, pentru că trecuseră mulți ani de zile și n-avea o Biblie. Dar mama le-a spus la copii, în Biblie Dumnezeu ne explică. S-a dus copilul ei în cameră și a început să plângă, Doamne, vreau și o Biblie. Și a plâns și s-a rugat la Dumnezeu și a auzit că nu știu ce sat e un nene care are o Biblie. S-a făcut cumva și a ajuns la el și a cerut-o și n-a primit. Omul ăla n-a recunoscut că are o Biblie pentru că era foarte frică că va intra 10 de ani în pușcărie. Va fi bătut soră cu moarte. Și a venit înapoi acasă și s-a rugat, Doamne. Omul însă le-a spus acelor copii care l-au vizitat, dacă strigi la Dumnezeu după Biblie, o să-ți o dea într-o bună zi, dacă chiar îți trebuie. Atât de tare se ruga pentru o Biblie, atât de tare plângea în rugăciune pentru o Biblie, încât părinții au crezut că și-a pierdut minții. Avea în jur de 12 ani, așa că vedea vârsta lui Horia. Și striga, Doamne, vreau și o Biblie. Că se bolnav din pricina asta. Asta înseamnă să dai năvală, frații mei. Mă tem că nici eu nu știu despre ce. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să căutăm cu interes. Zice că într-o noapte a visat că veneau trei oameni spre el și s-au oprit în dreptul lui și l-au oprit, nu? Și au spus, avem pentru tine un dar. Și au spus o pâine frumoasă, caldă, aburindă. Au luat o pâine și când au luat-o în mâini, nu?
Pâinea aceea era o biblie pentru el. Și s-a trezit. Și amintea foarte clar cele două persoane care îl însoțeau pe recunoscutul ăla, pe care ele două persoane îl respectau. Atât de sigur a fost că a primit o Biblie, că s-a sculat noaptea și a început să caute prin casă. Și bineînțeles că n-a găsit nimic, era un vis. Și a început mai tare să plângă. Doamne, de ce mai mi-ai dat visul dacă nu mi-ai dat Biblia? Mi-ai promis că dacă mă rog, îmi dai o Biblie, dă-mi o Biblie. Și într-o altă noapte, după 3:30 noapte, s-a auzit cum bate cineva în ușă. Au deschis și au văzut exact cei doi oameni pe care îi visase. Cu ce anume credeți că venise cei doi oameni la el? Cu Biblia. Nu știu dacă tot așa cum citiți dumneavoastră și cum citim noi, citea băiatul ăsta în Biblie după ce s-a rugat luni de zile pentru ea. Frații mei, ce înseamnă când spune Dumnezeu și cine intră în ea, adică în împărăția Evangheliei, nu? Care a fost vestită, ca să intre în ea, dă năvală. Marcu 5. Zice că au ajuns pe partea cealaltă a lacului după o noapte petrecută în furtună grozavă în care Dumnezeu i-a scăpat prin vorba liniștită și puternică, tot puternică a Domnului Hristos care a liniștit valurile. Au ajuns pe partea cealaltă a lacului și au văzut venind spre ei un demonizat cu bucăți de lanțuri atârnând pe mâini, fața și cu părul răvășit de nebunia care îi curgea prin vene. Ucenicii au fugit disperați. S-au oprit în fața Domnului Hristos și a început să strige: ce avem noi a face cu tine? Lasă-mă în pace. Domnul Iisus l-a întrebat: care ți-e numele? Faceți aminte. Ce au răspuns? N-a răspuns cum îi cheamă. Nu? Un nume evreiesc. A spus legiune, pentru că suntem mulți. Demonii care stăpâneau acel sărman om erau mulți. Și au început să se roage de Domnul Hristos să nu-i alunge departe de ținutul acela. Și până la urmă, pentru că erau niște porci, au cerut voie, zice, lăsați-ne să mergem în porci. Lasă-ne. Bine. Și așa s-a întâmplat că omul a rămas liniștit și eliberat. La picioarele Domnului Hristos, cu mintea întreagă, plină de recunoștință. Iar porcii s-au repezit pe povârniși, mânați de legiunea aceea de diavol, s-au repezit pe noapte nevorburate și au murit cu toți înnecați. Zice că s-a aflat în cetate, au venit oamenii, au văzut minunea că acel demonizat de care le era groază, fusese deoseori înlănțuit, prins cu picioare în obezi, zice Marcu 5. Și scăpase, și rupsese, și sfâșiase, și le era frică. Umbla prin morminte, dormea până. L-au văzut liniștit și recuperat perfect. Zice, nimic nu îl putea opri înainte. Un simbol al păcatului. Nimic nu îl poate opri. Nimic. În afară de prințul libertății cerești. A Domnului Hristos. Domnul Iisus l-a făcut liber. Dar care a fost prețul? Pentru oamenii acelui ținut, care și ei puteau intra în aceeași legătură, puteau da năvală, cum el dăduse năvală spre Mântuitorul, simțindu-se atras, că e singurul care mă poate elibera. Deși când s-a adresat lui, în loc să-i spună, ajută-mă, a spus, lasă-mă în pace. Domnul Iisus i-a știut inima, năzuința și l-a scăpat. Dar ceilalți oameni de în sat?